M-am născut la București și părinții au plecat pe timpul lui Ceaușescu. Eu aveam 7 ani jumate în momentul acela și am rămas în țară ca un fel de dovadă că ei se vor întoarce. Nu știam, nu mi-a explicat, fiind mică, nu mi-a explicat exact ce și cum, pentru că nu știau cu cine pot vorbi eu la școală sau așa, deci să nu pun familia în pericol. Încet, încet mi s-a explicat, dar bineînțeles că m-a marcat foarte mult acest eveniment. Mi-am revăzut părinții după un an și ceva, dar asta este și parte din motivația pentru acest film, pentru Waiting for August, pentru, deoarece mi-am dat seama că 25 de ani după, în România, copiii au aceeași soartă într-un fel, părinții pleacă din motive economice, dar copiii cresc fără ei. Deci eu mi-am dorit să le dau voce, să povestesc povestea celor care rămân. În Belgia am locuit până la aproape 16 ani. După care părinții mi-au dat oportunitatea să locuiesc, să mă mut în Statele Unite, unde la mătușă și unchi, unde am terminat liceul și am rămas, că din fericire mi-a oferit o bursă la universitate, unde am studiat film. Din motive foarte personale, într-un fel, pentru că mi-am dat seama că istoria se repetă. Părinții mei au plecat din motive politice, dar m-au lăsat, au trebuit să mă lase pe mine la 7 ani jumate. Și copil fiind, m-a marcat foarte mult absența lor și faptul că nu știam exact când îi vei revedea. Și am rămas întotdeauna, bine, toată familia, am rămas în contact cu țara unde m-am născut și știam ce se întâmplă. Și mi-am dat seama că, de fapt, istoria se repetă și acum părinții fug din motive economice, pentru că greu supraviețuiesc. Și să zicem că, totuși, copiii sunt, într-un fel, cele mai fragile victime a economiei de ziua de astăzi și am vrut să le povestesc povestea din punctul lor de vedere. Asta a fost foarte important pentru mine. De obicei, povestea emigrației tot timpul se povestește din punctul de vedere al celor care pleacă și trebuie să se adapteze, dar punctul de vedere al celor care rămân nu prea e cunoscut. Știam că în România sunt foarte multe familii în această situație și m-am gândit că îmi doresc să găsesc acea familie care să vrea să mă ajute să povestesc ce se întâmplă, care sunt motivele și care sunt consecințele. După 8 luni de zile de căutări, din fericire i-am găsit și a fost un click destul de imediat. I-am întâlnit pe cei mici, pe primii 5 și m-au impresionat foarte mult. Era foarte clar de la bun început că au personalități puternice și m-au distrat, m-au amuzat dinamica între frați și după aceea am întâlnit-o pe Georgiana și pe Ionuț, pe cei mai mari și m-am decis că trebuie neapărat să le povestesc povestea. Problema e că mama lor era deja în Italia și nu știam bine cum să abordez subiectul, pentru că la telefon să explici cuiva că ai intenții bune și că vrei să faci un film despre copii nu e simplu. Dar din fericire doamna a fost foarte înțelegătoare și a acceptat. Eu sper că îi influențează bine, cred că îi influențează bine, deci acum Georgiana se joacă cu ideea să devină regizor, deci asta e semn bun.
cred că le-a dat, le-a oferit așa o perspectivă diferită. Am un sentiment dublu. Îmi iubesc mult țara și oamenii, cum să zic, mă întorc cu mult drag, dar sunt și foarte tristă, pentru că situația totuși nu e, e departe de ideală. Și modul sau sacrificiile pe care le fac oamenii, n-aș vrea să devină normalitatea, adică norma. Pentru că mă gândesc că familiile au dreptul, adică părinții au dreptul să-și vadă copiii crescând și copiii au dreptul la un, la un, o copilărie mai, mai, îmi găsesc cuvântul, mai protejată. Sper eu că mai mult decât s-a făcut până acum. Bineînțeles că eu îmi dau seama că nu e numai problema României. Nici în Europa de vest, de fapt, nu se cunosc, oamenii nu înțeleg de ce au angajați români, polonezi, din Europa de est, dar nu le cunosc motivele și nu înțeleg sacrificiile care sunt la mijloc. Deci am vrut și acolo să le transmit un mesaj și să-i ajut să înțeleagă, poate, ce se întâmplă. Și bineînțeles că în România mă gândesc că guvernul ar putea face, ajuta aceste familii ca să nu fie nevoite să trăiască despărțiți. Nu este normal. Din fericire, eu am avut o experiență foarte frumoasă, deci filmul a fost extrem de bine primit și pot să zic că și juriu și publicul în țările în care am avut eu oportunitatea să arăt filmul au reacționat extrem de bine. Spre surprinderea mea, totuși, pentru că este într-o limbă, deci este subtitrat într-o limbă pe care majoritatea nu o înțeleg, dar e vorba, în documentar e vorba de empatie și deci dacă reușești să transmiți acest lucru, asta e important. Și filmul vorbește despre copilărie, despre adolescență, despre relațiile între frați și copii părinți, deci este o tematică care nu poate să te lase indiferent, mă gândesc.